Deșteptarea. Ieri președintele Iohannis a dat un semnal puternic contra vaccinării obligatorii. România de-abia și-a îndeplinit la 1 august o țintă pe care guvernul și-o propusese la 1 iunie. 5 milioane de vaccinați. Sunt numeroase țări ale lumii care se gândesc sau adoptă măsuri restrictive pentru cei nevaccinați sau vaccinează obligatoriu anumite ramuri profesionale. Președintele a avut ieri un discurs referitor la această chestiune. Spune așa: eventualele restricții pentru persoanele nevaccinate nu rezolvă problemele. Nu putem învinge pandemia prin discriminare. Dar, atenție, a cerut ca acest lucru, adică vaccinarea, să fie obligatorie în cazul medicilor care lucrează în spitale, și a spus așa: când te duci la spital cu o problemă, te duci să fii vindecat, ori aici s-ar putea întâmpla să fii îmbolnăvit în cazul în care ai un medic nevaccinat. Asta a fost atitudinea șefului statului. România nu își îndeplinește obiectivele nici pe departe. Continuăm să vindem doze de vaccin către terțe state. Și ne pregătim de un val al patrulea. Deja am ajuns la peste 200 de cazuri zilnic. Le vindem pentru că avem foarte multe pe stoc și riscă să expire și atunci mai bine le oferim vecinilor. Le oferim vecinilor din Moldova, dar recent am vândut și către Danemarca, de exemplu, care are o rată de vaccinare mai mare decât a noastră. Ministerul Sănătății insistă asupra unor recompense, să le spunem, și propune bonuri de masă, tombole și așa mai departe ca să sporească acest lucru, dar perspectivele nu arată foarte bine din acest punct de vedere. De asta l-am sunat în această dimineață pe profesorul de sănătate publică Răzvan Cherecheș, care predă la Universitatea Babeș-Bolyai. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Cum primiți mesajul domnului președinte Iohannis pe această temă? Este de natură să ajute în perioada următoare? Cred că ar trebui să fie un pic mai nuanțat mesajul lui, în sensul că obligativitatea oricărei activități este specificată în lege. De exemplu, nu putem spune că îi discriminăm pe cei care nu poartă centura de siguranță în mașină, pentru că legea spune că suntem obligați să purtăm centura de siguranță. În momentul în care o lege precizează că suntem obligați să facem un anumit lucru, încetează discriminarea și apare obligativitatea impusă prin lege. Noi, în acest moment, cu toții, cei care lucrăm, avem un examen de medicina muncii care trebuie să-l dăm cu toții și dacă nu îndeplinim condițiile pentru postul pentru care suntem angajați sau vrem să ne angajăm, nu putem să ne desfășurăm activitatea. Deci există și la ora actuală o obligativitate implicită și pur și simplu modificarea fișei de medicina muncii poate fi pusă obligativitatea vaccinării pentru anumite categorii profesionale, ceea ce are perfect sens. Acum, obligativitatea la nivel întregii societăți nu ar funcționa, nu din cauza discriminării, care din nou e un aspect legal, ci din cauza faptului că ar crea reacții emoționale în rândul populației, din mai multe motive, și din cauza culturii noastre, faptului că am fost într-o societate dictatorială până în 1990, și din cauza tentative de campanie de vaccinare HPV din 2009, unde Ministerul Sănătății a reușit să dea un eșec foarte mare acolo și a creat reacții extrem de violente contra vaccinării. Așadar, deci, propunerea dumneavoastră ar fi ca anumite categorii profesionale chiar să fie obligate. Aici și președintele spune de medici, la ce v-ați mai gândi? Următoarea categorie care e absolut evidentă ar fi profesorii. Pentru că în momentul în care, și în principal la risc, sunt profesorii, nu elevii. Elevii, da, pot să transmită mai departe de acasă, dar profesorii, o bună parte dintre ei, fac parte din categoriile de risc. Ori, simplu fapt că vaccinarea te protejează de consecințe semnificative pentru sănătatea ta, prin modificarea fișei de medicină a muncii pentru profesori, acest lucru poate fi evitat. E așa de simplu. Doar problema este că politicienii trebuie să-și asume răspunderea pentru o măsură de genul acesta care este nepopulară. Acum, trebuie să spunem, motivul pentru care, de exemplu, țările nordice au o rată de vaccinare așa de mare are de face cu educația pentru sănătate, care se face
corespunzător în țările respective și cu nivelul general de educație. Noi avem o populație cu nivel de educație scăzut. Simplu fapt că noi în 2021 avem părinți care sunt contra educației sexuale pentru copiilor, ne spune cât de scăzut este nivelul de educație pentru sănătate în populație. Și atunci e nevoie să luăm căi alternative pe termen scurt ca să rezolvăm o problemă care tot noi ca societate am generat-o pe termen lung. Acum, cei care ne ascultă pot aduce drept contraargument următoarea chestiune. Acum o zi sau două, Institutul de Sănătate Publică a publicat datele celor care s-au îmbolnăvit sau au murit și fiind vaccinați, chiar cu două doze, și există un număr de persoane, e adevărat, de, cred că se adună câteva zeci de oameni, care s-au îmbolnăvit și au și decedat chiar dacă erau vaccinați cu două doze. Și atunci multă lume ar spune așa, dar de ce să ne obligați în ramura noastră profesională să fim vaccinați dacă iată apar astfel de cazuri? Răspunsul e foarte simplu, pentru că doar numerele nu spun mare lucru, adică cea mai mare parte a celor care vaccinați fiind au murit, vorbim despre persoane cu comorbidități, persoane cu vârste avansate, care sunt extrem de fragile. Deci dacă un om tânăr face o viroză respiratorie, virozele care le aveam înainte de pandemie, fără probleme complicate, o altă persoană de 85 de ani, cu boli cardiace, cu diabet, cu tulburări respiratorii, dacă face aceeași viroză respiratorie, sunt șanse să moară din cauza unei viroze ușoare, pentru că organismul persoanei respective nu poate să facă față luptei în mod corespunzător. Vaccinarea dă o șansă semnificativă de luptă, dar nu e un panaceu universal, nu e o armură care te protejează la nesfârșit. Ori studiile care se uită extrem de atent la acest gen de la decese și la îmbolnăvirile severe, arată foarte clar că majoritatea covârșitoare a celor care au decedat sau au dezvoltat simptome severe sunt cei care sunt nevaccinați. Deci de acolo e principalul filon de îmbolnăviri. Răzvan Cherecheș, mulțumesc tare mult, profesorul de sănătate publică de la Universitatea Babeș-Bolyai, în dialog la deșteptarea de vară. Deocamdată, statul român nu aplică restricții foarte mari, deși începutul valului 4 este anunțat oficial. Restricțiile rămân la un nivel limitat, cel puțin pentru luna în curs, să adăugăm și acest lucru. Apropo de vaccinarea obligatorie a personalului medical, nu știu cum s-au întâmplat până la urmă lucrurile în Franța, parcă acolo ieșise cu scandal. Președintele Macron a introdus o serie de măsuri care cer obligativitatea vaccinării chiar și pentru accesul în anumite locuri publice, deși a asumat mai multe măsuri dure. Este adevărat că și în Statele Unite, acolo unde sunt state conduse de democrați, se întâmplă la fel, dar, de exemplu, în state conduse de politicieni republicani, deja a apărut legislație sau a fost reactivată legislație care împiedică obligativitatea vaccinării sau impunerea unor restricții de acces în locuri publice pe bază de vaccin. Așadar, lumea se pregătește în mod diferit pentru chestiunea asta. Unii se relaxează, alții se pregătesc. Noi le facem pe amândouă deodată. Da. Deșteptarea